Bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube, vă invit să urmăriți în continuare review-ul noului smartphone Honor 90. Avem de a face cu un device extrem de interesant, lansat în vara anului 2023. Are o cameră de 200 de megapixeli, un senzor cu o rezoluție mai rar întâlnită în cadrul clasei mid-range. Telefonul arată excelent, are un ecran cu diagonală de 6,7 inch curbat pe margini. Un design clasic și atractiv în același timp. Honor 90 cântărește numai 183 de grame și are o lățime de 7,8 mm. Asta îl încadrează în categoria telefonelor slim. Smartphone-ul vine în mai multe opțiuni de culoare. Midnight Black, aceasta pe care o am eu în teste. Emerald Green, Diamond Silver și Peacock Blue. Calitatea construcției este foarte bună. Pe partea din spate avem 3 camere foto. Voi discuta cât de curând despre acestea și vă voi arăta cât de calitative sunt fotografiile realizate cu Honor 90. Iar pe partea din față avem o cameră de 50 de megapixeli ultra-wide care poate înregistra video în 4K. Și acum să discutăm despre performanță. Procesorul este Qualcomm Snapdragon 7 generația 1. Avem de a face cu un GPU Adreno 644, așa că toate jocurile disponibile în magazinul Play vor ura fără absolut nicio problemă. Memoria internă poate fi de 256 GB sau de 512 GB, iar memoria RAM poate fi 8, 12 sau 16 GB în funcție de versiune. Și acum să discutăm despre cel mai important aspect din punctul meu de vedere în ceea ce privește pe Honor 90, inovațiile aduse pe partea foto. Pe partea din spate avem 3 camere foto, una de 200 de megapixeli wide, una de 12 megapixeli ultra wide și un senzor pentru adâncime de 2 megapixeli, iar camera selfie are o rezoluție de numai puțin de 50 de megapixeli, ceea ce este excelent. Haideți să vedem câteva fotografii. Iată câteva fotografii realizate în noaptea. Calitatea este foarte bună. Detaliile sunt excelente. Iată și detaliile din câteva peisaje. Sunt excelente. Camera pentru selfie este de tip ultra-wide. Putem realiza selfie-uri la 0.8x. Putem apela la modul de înfrumusețare, dacă ne dorim, bineînțeles. Avem mai multe moduri foto, modul apertură. Decidem care să fie deschiderea diafragmei. Modul de noapte, care are și zoom 2x. Modul portret. Modul clasic foto, modul video, modul multivideo. Înregistrează și cu camerele din spate și cu camera din față. Iată și alte moduri de fotografiere. Modul Pro, unde putem alege dintre mai multe setări de fotografiere. Modul Slow Motion, modul Panorama, Foto HDR, Video HDR, Timelapse, Watermarks, Super Macro, High Resolution. Asta înseamnă că avem o rezoluție de 200 de megapixeli. Aici nu putem să avem zoom, dar nu este nicio problemă. Putem captura astfel mai multe detalii și ne este recomandat să folosim camera în medii luminoase. Putem și scana documente sau realiza story-uri. Avem de-a face cu un smartphone extrem de util pentru pasionații de fotografie, dar și pentru vlogări. Chiar dacă smartphone-ul este unul subțire, bateria este una de 5000 mAh, iar încărcarea este rapidă la 66W. Avem și
încărcare inversă, putem pune un set de căști, să zicem, sau chiar telefon și se va încărca pe partea din spate la 5W. Prețul lui Honor 90 pornește de la 2000 de lei și variază în funcție de versiune. V-am mai spus că vine în mai multe versiuni de memorie internă și memorie RAM. Avem de-a face cu un device dedicat atât celor care vor să se distreze, cât și pasionaților de fotografie sau celor care vor să se țină sub control afacerea, deoarece avem un procesor puternic cu Qualcomm Snapdragon 7.1. Aștept cu interes părerile voastre despre Honor 90 și vă invit să recomandați și alte gadgeturi de la Honor pentru teste. Vă invit să ne spuneți ce părere aveți voi despre acest smartphone și să recomandați și alte gadgeturi de la Honor pentru teste.